Înțeleptul om este acela care se luptă cu el însuși. Trebuia să mă conformez de la haina neagră a vieții monahale, să iau zeghia și m-am conformat. În porfire și vison de m-aș naște într-o bancă întreagă să fie a mea, de bani vorbesc, și în toată slava omenească tot călugărul m-aș face. Este greu, depinde foarte mult de cum îți însușești atribuțiunile de a fi monah, de a fi un om cinstit față de Dumnezeu și implicit față de seminii tăi, dar mai ales cinstit cu tine însuți. Având în vedere că atunci când ești față în față cu războiul care se interpune în drumul tău spre mântuire, să scoți și tu armele, cum spunea Apostolul Pavel, și să te lupți, dar nu fără ajutorul lui Dumnezeu, invocându-i întotdeauna ajutorul. Stăpânește altă fericire și aș putea o cataloga, cum am și spus de multe ori, de 1000 de ori să mă nasc și de m-aș naște în porfiră și vison, de m-aș naște într-o bancă întreagă să fie a mea, de bani vorbesc și în toată slava omenească tot călugărul m-aș face. Deși am început într-o viață tânără, mi-a plăcut enorm de mult viața monahală, că am înțeles-o și am avut înaintași pe cei care s-au luptat în drumul acesta, mai ales al mărturisit pe Dumnezeu și viața monahală în veacul acesta atât de prăpăstios din punct de vedere chiar moralicește, în acest deșert privind ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Și mai ales când suntem chemați la front de a ne lupta în a-L apăra pe Dumnezeu în adevăr, în credința cea adevărată, ne întârzia trebuie să vii.